Anunțul momentului pentru România. Într-un discurs rostit în aeroport, înainte de a pleca spre țara noastră, Emmanuel Macron a anunțat faptul că Franța este pregătită să lupte pentru a proteja frontierele NATO, dar și cele ale Uniunii Europene. Conform Capital.ro, Macron a mai precizat faptul că Franța s-a mobilizat de câteva luni și dorește să evite extinderea războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Referitor la militarii francezi detașați în România, Macron susține că va merge pentru a-i susține în mod direct. Voi ajunge în România pentru a-i susține în numele cetățenilor pe militarii francezi detașați acolo de câteva luni. Franța este mobilizată în cadrul NATO pentru a proteja frontierele noastre în estul Uniunii Europene pentru a evita extinderea războiului care a avut loc acum în Ucraina, a declarat Emmanuel Macron. Președintele francez a mai precizat că întreg globul trăiește acum momente istorice, iar țara pe care o conduce a făcut tot posibilul pentru a evita actualul conflict militar. Totodată, el a amintit și de crizele care au lovit Europa odată cu declanșarea războiului, făcând referire la prețurile gazelor, ale carburanților, dar și ale utilității, precizând că situația va fi și mai dificilă în următoarele luni. Este vorba de un moment istoric și trăim vremuri istorice. Franța a făcut tot posibilul pentru evitarea războiului din Ucraina. Împreună cu Europa depunem eforturi pentru evitarea dezordinii, a mai transmis Emmanuel Macron, relatează Capital.ro.